Salutare, dragi prieteni din Italia! Ne vom vedea, începând de la sfârșitul acestei săptămâni, dragii mei, într-un nou turneu Next Level Diaspora. Unim diaspora românească din Italia și mă bucur foarte mult să fiu din nou printre voi. Am decis să fac aceste deplasări pentru că am primit foarte multe mesaje de la cei care sunteți din Italia, cei care ați văzut că am fost la Milano, am fost la Roma și n-ați reușit să ne întâlnim. Împreună cu Alin Miron Stănescu și cu Roxana Șerban de la Milano am stabilit aceste întâlniri care vor avea loc la Torino, la Padova, în Veneția și la Bolonia. Am să fiu în Torino, sâmbătă, 24 noiembrie, de la ora 16, în fața Consulatului României. Unde am și văzut că cineva a scris Dragnea, fie atent pe, pe zid. Nu știu dacă mai e inscripția acolo sau nu O să constatăm noi la fața locului când ne vom întâlni Duminică, 25 noiembrie, am să fiu la Padova De la ora 3 la ora 6, după Amiaza În Prato de la Vale În că este o piață acolo Piața centrală din ce am văzut pe Google Maps Este o piață foarte frumoasă cu o fântână arteziană, Acolo ne vom vedea La, Vene la Veneția ne vom întâlni luni de la orele 15 la 19, în Grande San Giovanni Evangelista. Este o mică piațetă. Adresa și locația exactă sunt pe evenimentul pe care l-am creat. Sunt create evenimente pentru fiecare oraș în parte, dar și un eveniment general cu acest mic turneu în Italia, acest mic turneu înainte de 1 decembrie, de centenarul nostru. Și marți, 27 noiembrie, am să fiu la Bolonia, în fața Consulatului General al României, stada. Guelfa numărul 9 De la orele 16 la orele 19 Dragii mei, încă o dată vreau să spun Pentru cei care nu au fost atenti Sau cei care mă urmăresc de mai puțin timp Și nu uh, au văzut explicațiile pe care le-am tot dat, dat Până acum vreau să le mai dau încă o dată Aceste explicații uh, Care este rostul acestor turnee prin diaspora Rostul este acela de a încerca să unim Comunitățile, oamenii, românii care sunt implicați civii, care urmăresc tot ceea ce se întâmplă în România Cei care urmăresc activitatea mea în special și nu numai Din fiecare comunitate românească, acolo unde sunt foarte mulți români în diaspora Este foarte important, dragii mei, să fim uniți Este foarte important să fim vigilenți și să fim foarte activi civic și mai ales să ne organizăm și să ne mobilizăm pentru următoarele patru ture de alegeri, care vin, două în 2017, adică la anul, alegeri prezidențiale și europarlamentare, și alegerile foarte importante, cele locale și parlamentare. În același timp, însă, pe lângă aceste aspecte, considerente generale legate de situația din România, de implicarea noastră civică, de ceea ce putem să facem pentru a îndrepta lucrurile la noi în țară, pentru a duce România odată pe drumul cel bun, eu vin și pentru a discuta cu toți cei care mă susțin în diaspora, și, dar și cu cei care nu mă susțin și mă critică și au puncte de vedere uh, în dezacord cu activitatea mea și cu ceea ce spun eu, vin pentru a discuta și personal. Deci chiar și cei care uh, mă critică foarte mult sau au nelămuriri, au ocazia să vină, să mă întâlnească personal, să stăm de vorbă, să răspund la orice fel de întrebare. Pentru că tot ceea ce fac eu este euh, transparent. De asemenea, dragii mei, pentru că tot apare această întrebare obsesiv repetată de postacii PSD, pe care îi deranjează foarte mult, de fapt nu pe ei, pe cei care sunt în spatele propagandei PSD, îi deranjează foarte mult faptul că noi ne organizăm în diaspora și că au loc aceste întâlniri și că cineva, iată, merge din comunitate în comunitate, ia la pas toată diaspora și vorbește cu oamenii și în urma acestor vizite apar grupuri noi, se creează, se creează, organizare în orașele în care mergem sau grupurile mai vechi ajung să primească noi membri care vin la aceste întâlniri, deranjează foarte mult această organizare și atunci principalul punctaj, principala linie de manipulare pe care ei merg încercând cumva în vreun fel sau altul să mă discrediteze pe mine și să discrediteze această inițiativă este legată de, domne, cine îl finanțează, cine îl plătește. Mălim Bot merge prin toată Europa, cineva îl finanțează, domne, mii de euro. Sunt lucruri pe care o să le auziți, le-ați mai auzit și la alte deplasări ale mele. Lucrurile sunt foarte simple, dragii mei, cei care cărătoriți mult România, Italia, știți, cursele sunt low cost, costă foarte puțin. Vreo 90 ceva de euro m-a costat biletul de avion dus întors Milano, București, Milano, Milano, București. Cazarea este rezolvată de oamenii la care merg, cei care mă invită, cei cu care discut, precum și masa, astfel încât acele costuri de mii de euro pur și simplu nu există, oameni buni. Sunt invenții și fabulații și restul costurilor, așa cum știți eu, fiind susținut de către un număr consistent de persoane care le mulțumesc din tot sufletul pentru încredere și pentru susținere, am această posibilitate prin Patreon să finanțez aceste, aceste deplasări. Deci nu este absolut nimic ascuns, absolut nimic neclar, ba din contră totul este transparent. Ce mai urmăresc prin aceste deplasări și este un lucru pe care eu mi l-propun de data aceasta ca scop jurnalistic, nu numai civic al acestor deplasări, este ideea de a prezenta foarte bine și în detaliu și documentat pe de o parte punctele de vedere ale românilor din comunitățile pe care eu le vizitez în legătură cu situația din România, comparațiile pe care ei le fac între Diverse uh, servicii publice, uh, servicii de sănătate, de educație, din comunitățile unde ei trăiesc în diaspora și din România, prezentarea motivelor pentru care ei au plecat din țară și au ajuns să meargă la mii de kilometri să-și ducă existența în alte uh, în alte țări și a soluțiilor pe care ei le propun. Este foarte important, dragii mei, ca uh, oamenii cinstiți care formăm împreună poporul român, da? Să ne auzim unii pe alții și să ne ascultăm unii pe alții, chiar dacă suntem la mii de kilometri distanță. Este un lucru pe care eu îl urmăresc prin aceste reportaje: pe care le filmez prin interviurile pe care le fac la întâlnirile unde, unde ajung în comunitățile românești din diaspora. Așadar, dragii mei, vă aștept în, în Italia, la Torino, la Padova, la Veneția și la Bolonia. Toate datele sunt pe pagina mea de uh, Facebook și uh, vă aștept. Sper să veniți în număr cât mai mare ca să stăm de vorbă, să împovestiți, uh, pe de-o parte, desigur, cei care doriți uh, experiențele voastre de viață, ce v-a alungat din țară, ce v-a determinat să mergeți uh, pe calea exilului, pentru că ăsta este un exil, oameni buni, asta este uh, până la urmă. Nimeni nu cred că a plecat din țară cu bucurie și cu voioșie și pentru că îi mergea foarte bine în țară și pur și simplu s-a săturat de cât de bine îi mergea și vrea ceva și mai bun. Nu. Majoritatea celor care au plecat, sigur există excepții, dar nu asta este regula, majoritatea celor care au plecat au plecat pentru că pur și simplu în țară nu aveau niciun fel de perspectivă, nicio șansă de a întrezări sau a construi măcar un viitor cât de cât decent. Pentru că s-au distrus în România, dragii mei, orașe întregi prin distrugerea industriilor care asigurau locuri de muncă și un trai cât de cât predictibil și normal. Deci, oamenii au plecat de nevoie, dar nu numai de nevoie alungați de condițiile financiare, foarte mulți oameni au plecat alungați de mizerie, alungați de corupție, alungați de tot ceea ce a lăsat, tot rezidul toxic pe care l-a lăsat în societate Partidul Comunist. Și astea sunt lucruri care trebuie spuse. De ce, dragii mei? Pentru că în special pe, aici, pe rețele sociale, unde noi ne întâlnim și construim această comunitate, este generația nouă. Și generația nouă trebuie să conștientizeze foarte, foarte bine și uh, în exacta uh, lui dimensiune dezastrul pe care ceea ce noi numim hashtag Ciuma Roșie l-a adus României în ultimii 30 de ani. De ce? Pentru că o schimbare în binea României nu poate să vină decât prin. Conștientizarea a milioane de oameni cu privire la răul care acum ne afectează negativ viața Ca să poți să faci o schimbare în bine trebuie întâi să conștientizezi răul Ca să conștientizezi răul trebuie să, să auzi mii de oameni, sute de oameni cum vorbesc despre el Cum explică ce înseamnă răul, cum i-a afectat pe ei în plan personal acest, acest rău Și din acest motiv este foarte important ca fiecare om să-și spună povestea dintre cei plecați în diaspora și ca aceste povești să fie auzite de cât mai multă lume. Și iată, canalele mele de comunicare din rețele sociale YouTube și Facebook sunt un instrument potrivit. Și în același timp, dragii mei, este și lucru corect de făcut și just, pentru că eu pot să-mi desfășor activitatea de jurnalist independent, pot să fac aceste lucruri, pot să spun numai ceea ce cred eu, și uh, să am într-un fel un statut privilegiat uh, în uh, breasla jurnaliștilor din România, pentru că nu depinde de niciun patron, nu fac porcării, nu fac mizerii. Pot să fac strict ce îmi dictează conștiința. Asta este ceva, oameni buni, este uh, un lucru extraordinar. Este un privilegiu pe care dumneavoastră mi l-a acordat mie. Și atunci este normal ca eu să vin acolo unde sunteți dumneavoastră, chiar și fizic, să vă strâng mâna, să vă mulțumesc pentru această șansă unică pe care mi-o dați să pot să fiu un jurnalist total independent, să pot să spun numai ceea ce cred eu, să vă mulțumesc din suflet pentru această șansă pe care mi-o dați și să vă răspund la orice fel de întrebare. În același timp, așa cum v-a spus, este și un exercițiu de sinceritate pentru că în oricare dintre aceste comunități, eu anunț vizitele dinainte, poate să vină oricine, chiar și pe sedici, dacă o fi prin diaspora, nu știu dacă sunt, și să-mi pună orice fel de întrebare. Și ceva mai transparent decât asta și o dovadă mai mare de sinceritate decât asta, ca un om, o persoană publică acuzată de diverse lucruri, pentru că propaganda mafie mă acuză pe mine de fel și fel de nebuni și aberații, o persoană publică să vină în piața publică să anunțe, băi, în data de peste o săptămână sunt acolo, veniți să-mi puneți întrebări, cred că nu se poate. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ar fi să facem o comparație, dacă Liviu Dragnea ar anunța Mâine la ora 11 am să fiu în București, în Piața Victoriei Cine vrea să vină să-mi pună întrebări? Credeți că ar avea curaj să facă asta? Hmm? Credeți? Eu nu cred că ar avea curaj Și din acest punct de vedere este și un exercițiu pe care îl fac Și sper să veniți cât mai mulți Așadar, dragii mei, ne vom vedea la sfârșitul săptămânii acesteia Și începutul săptămânii viitoare în Italia Într-o vizită organizată, mulțumită prietenilor din zona de nord a Italiei în special Alin Miron Stănescu și Roxana Șerban, alături de prietenilor din Padova și din Torino au, și din Bologna și din Veneția, au reușit să aranjeze această vizită. Vă salut pe toți, dragii mei prieteni, dragi români, oriunde v-ați afla, în țară sau la mii de kilometri de casă.